În 6 și 7 octombrie, adică mâine și poi mâine, se va desfășura referendumul pentru revizuirea Constituției României. Populația este chemată la urne pentru a răspunde cu da sau cu nu la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Secțiile de votare vor fi deschise atât sâmbătă cât și duminică, între orele 7 și 21. Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală, poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, pe listele suplimentare. Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mental puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Participantul la referendum, care din motive temeinice nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el în scopul de a-l ajuta. Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cerere se poate folosi urna specială. Oferirea sau darea de bani, de bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze într-un anume fel se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Fapta persoanei care votează fără a avea acest drept de 2 sau mai multe ori sau prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeași pedepsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală suplimentară a unor persoane care nu figurează în această listă. Tentativa la infracțiunile electorale se pedepsește și ea.